Este tragic și pentru o cântăreață de muzică populară din Gorj. Artista a intrat în depășirea unei coloane de mașini, dar femeia de 33 de ani nu a mai reușit să revină pe banda ei. Mașina s-a izbit violent de un cap de pot și s-a răsturnat. Impactul puternic a ucis-o pe loc. Pompierii din Târgu Jiu s-au chinuit zeci de minute ca să o scoată pe artista dintre fiarele mașinii. Mama doi copii, Elena Epure, se întorcea de la Balș, acolo unde toată noaptea a petrecut la nunta verișoare ei. Se îndrepta spre turcen la un alt eveniment. Avea permis de conducere de doar șapte luni.